Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă emisiune Poveste cu Cântec de la postul de televiziune Alba Carolina TV. Mă bucur să fim din nou împreună în această zi de duminică. Invitata mea vine de pe Valea Secașului, din satul Bogatul Român, județul Sibiu. A cântat de pe băncile școlii, iar model a fost doamna Lucreția Ciobanu. Invitata mea spune, pentru a rămâne numele tău în folclor, trebuie să fii deosebit. Amănunte din viața și drumul parcurs până în prezent de doamna, vă spun imediat și cine este invitata mea, urmăriți la Poveste cu Cântec. Invitata mea din această duminică este doamna Victoria Meițescu. Bine ați venit la noi în emisiune și bine ați venit la Alba Iulia. Bine v-am găsit, sunt pentru prima dată la această emisiune și poate că nu va fi nici ultima. Cu siguranță. Cu mare drag am venit, la mine nu contează distanța. Am zis, dacă promit ceva și vreau să realizăm ceva, atunci cu mare drag viu să realizăm o emisiune frumoasă. Emisiunea noastră se numește Poveste cu Cântec și vreau să ne întoarcem puțin când ați debutat dumneavoastră și să ne povestiți, vă rog frumos, când ați început să cochetați cu cântecul popular. Cu cântecul popular cochetez de când eram mică, de pe băncile școlii, iar ca și ansamblu a fost prin 88, unde eram solistă la Donea Transilvaniei, Auzinei Independența din Sibiu. Era ansamblu, nu era profesionist, dar aveam o activitate și aveam turnee, ziceam, prin județ și meream pe sate cu ansamblu, era ansamblu și de dansuri și aveam și orchestră. Era o încântare pentru că te primeau cu atâta drag oamenii de la țară. Nu-ți trebuie multă carte, cum spunea moșul meu, ca să guști ce este frumos și de suflet. Țăranul român știe să aprecieze. Care este cântecul care v-a consacrat? Cântecul care m-a consacrat când era mai mică, când mă văz în neamul meu, măi, la 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 la, parcă-s floare pe păreu, măi, la 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 la, când mă văz printre străini, la 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 la, parcă-s floare printre schini, mai la 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 la. Ce vârstă aveați când ați cântat acest cântec? Eram pe clasa a treia. Îl cântam la serbările școlare, îmi plăcea foarte mult și mama mea era așa de mândră de mine și zicea, Doamne, ferește, cochilul ăsta n-are nicio țâră de, nu zicea emoții, nu-i rușine deloc. Știi, când apare așa... De-a lungul carierei dumneavoastră, ați avut un model? Bineînțeles, ca și model, cred că și pentru mai mulți tineri și cei care aspirau la această, nu zic profesie, această pasiune, mie îmi place să-i spun, a muzicii populare, a fost doamna Lucreția Ciobanu. Care știu că v-ați și întâlnit cu ea. M-am întâlnit la Valea Viilor, era un spectacol și aveam emoții că m-am întâlnit cu dumnea ei și m-a pus să cânt și îmi spunea, ai un glas deosebit, ai foarte multe floricele în glas, dar la doină n-o lălăi, cânt-o așa din toți rărunchii, să transmiți ceea ce cânt, emoția aia din cântec, trebuie să o transmiți celui care ascultă. Și atunci vei fi un solist adevărat. Primele imprimări, când le-ați făcut și unde și cu ce melodii? Și chiar aș vrea să-mi cântați prima melodie care ați imprimat-o. Primele înregistrări au fost făcute la Radio Cluj prin 93, după evenimentele din 90, și cel care m-a călăuzit la Radio Cluj a fost domnul Gelu Furdui. Îl stimez și îl iubesc din tot sufletul, un om deosebit, pentru că nu m-a periat. Îmi spunea, uite, acolo greșești, acolo ar trebui să faci așa, și de atunci a rămas așa o prietenie a rămas între noi și de fiecare dată mi-aduc aminte cu plăcere și pe doamna o sun și ei se bucură la rândul lor.
pentru că a rămâne om este un lucru mare. La la la, îmi fac cărare pe munte, la 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 la. Bat poteca munților, la 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 la, unde-i dorul mai cu dor, la 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 la. Bat poteca munților, la 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 la, cetina de brad, la 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 la, unde-i dragul mai cu drag, la 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 la. S-aud brazii vâjind, la 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 la, și e zboarele doinind, la 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 la. S-aud brazii vâjind, la 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 la, soarele doinind, la 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 la, păsările ciripind, la 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 la, tot la dragoste îndemnând, la 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 la. Pe cărările din munte, la 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 la, ce nu-ți de nimeni știute, la 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 la, cărările din munte, la 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 la, ce nu-s de nimeni știute, la 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 la, numai de dorul badie, la 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 la, ce mă-ndeamnă a suie, la 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 la, până-n vârful vârfului, la 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 la, la căsuța dorului, la 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 la. Și acum să-ți cântă la primul. Da, chiar vă rog frumos să-mi cântați. Bădișor din satul meu, la 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 la, hai da sara când zic eu, la 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 la, hai da bade târziu oră, la 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 la, că luna-i cuprinsă nor, la 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 la. Foarte frumos a cântat. De unde v-ați cules cântecele pe care le interpretați și cât de greu v-a fost sau ușor? Foarte greu, nu știu dacă este. Eu nu pun totul, că vai ce m-am năcăjit până am făcut un repertoriu sau vai ce. Totul dacă îl faci din plăcere, nu știu dacă e o năcăjeală. Am fost pe teren, aveam magnetofonul ăla mic, cu bandă, după aia au fost casetofonul cu casete și acum le am. Mă gândesc că mergeați din casă în casă. Într-un sat te îndrumă, du-te la lelea cu tare pentru că știe a cânta, sau la babu cu tare, că mai cântă pe la biserică, sau primele mele cântări le-a luat de la babu Gheorghe alu Pavel Dancu de la noi din sat. Și de la Nana Maria lui Daju am luat o baladă, dar atâta e merea glasul, la muierea aia de, Doamne, zici, soliștii din ziua de azi nu știu să mai cânte. Și n-avea nicio pregătire. Vreau să-mi povestiți un obicei, nu știu, mai altfel din satul dumneavoastră. Obicei care eu aș putea să-l pun în scenă este nunta. Nu știu câți ani aveam, vreo 7 ani, 8 ani, când s-a căsătorit o vecină de-a noastră, cum s-a dus așa cu carul, cu lada, cu zestre, cu măceșul împodobit, cu călăreții, cu steagul, cu tot, foarte frumos. Aia mi-a rămas în minte și n-am să uit până noi mai fi. Știu că ați adus în fața telespectatorilor un obicei de care
Nu știu, eu unul nu am auzit. Adică Cântecul Mirelui sau cum ceva se numește. Da. Eu n-am mai auzit de așa ceva. Prin culegerele mele am zis, am și baladă, am și Cântecul Mirelui și Cântecul Miresei și Cântecul de Cătănie și Cântecul, știi că la noi dacă deceda unul mai tânăr, fetele îl cântau. Am reușit să adun, deci tot ce există, eu am o subzonă, n-am o zonă folclorică, Secașumic, dar am reușit să adun tot ce trebuie. Ce zonă reprezentați mai mult, Sibiul sau Alba? Eu mă regăsesc aici la Alba și spun de ce. Am fost la un spectacol la Bia, de aici, din județul Alba. E, parcă mă regăseam într-un grup de femei de la Sâncel. Nu știu, acolo parcă mi se potrivea glasul meu. Și tind mai mult spre Alba, ca și repertoriu și timbru vocal, eu așa zic. Și acum să revenim la Cântecul Mirelui. Chiar aș vrea să-mi ziceți câteva strofe, să mi le cântați. La umbra gutuiului ședem umanirelui. Ce pasiuni aveți în afară de muzică? Mă delectez foarte mult când croiesc ceva și creez, așa să zic, și îmi fac o haină sau un pantalon sau... Îmi place foarte mult să cochetez și cu croitoria. Și îmi place teatru mult. Dar de gătit, vă place să gătiți? Normal. Ce gătește doamna? Păi, începând de la supa de găină, ciorbă de perișoare, ciorbă de varză, de cartofi, sarmale, fripturi, diferite salate. Am cam avut 3 bărbați, nu? 2 băieți și și un soț. Așa îmi place să spun, da.
și omul de omenie la ce e condamnat. Tu, mamă, mi-ai dat viață, m-ai ajutat să cresc, m-ai sfătuit, măicuță, dreptatea s-o păzesc. M-am străduit, măicuță, să fac tot ce mi-ai spus. Dar spinii supărării în suflet mi-au pătruns. Cum vă împărțiți între muzică, prieteni și familie? Dacă le faci toate cu pasiune, nu simți nicio greutate. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, încerci să le îmbini pe toate și să le faci și bine, că altfel te lași ori de una, ori de alta. Poate vă pun o întrebare indiscretă. La ce vârstă v-ați măritat? Hai de mine, la 18 ani. Soțul v-a fost alături, nu a vă susține în cariera dumneavoastră artistică. Da, bineînțeles că altfel și nu. Și familie. Nu reușeam. Că dacă n-ai așa un suport moral sau o susținere, te duci tot năcăjit și acasă vii mai năcăjit, că știi ce te așteaptă, dar nu, Doamne, îți mulțam. Din punctul ăsta de vedere, sunt un om fericit. Fericit și norocos. Da. Văd că aveți un costum foarte frumos. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest costum popular pe care îl purtați? Dacă ar fi să aleg între rochița de seară și acest costum, pe el l-aș alege. Mă simt alt om. Nu de mult am fost la un eveniment și îmi spunea o doamnă: dragă, ai un glas așa de fain. Ești așa serioasă în costumul popular. Păi am zis, i-au ținut acolo și nu trebuie să fii... În cariera dumneavoastră artistică, de când ați început să cântați și până în prezent, ați întâmpinat greutăți? Vai, vai! Păi sunt mai multe decât, dar alea nu se văd pe scenă. Dacă te duci să cânți pe scenă, omul ăla nu vine să te vadă năcăjit. Inima și sufletul nu ți-l vede nimeni și atunci tu trebuie să dai tot ce poți și să-l faci pe omul ăla fericit, care te ascultă și îți îndrăgesc cântecile. Nu contează sufletul și cum ai plecat de acasă. Trebuie să fii așa cum cere el, publicul. Vreau să vă întreb acum despre tinerii care urmează această cale. Oare mai avem tineri care să ducă portul și cântul nostru popular? Pentru că vedem foarte mulți tineri care, din păcate, nu sunt foarte talentați și își doresc mai mult, cred că, părinților, după cum a spus dumneavoastră într-un interviu, mai mult își doresc părinților să ajungă copiii cântăreți de muzică populară. Foarte mulți copii nu au ce căuta, adică nu sunt născuți, nu au glasul ăla din născare, că dacă nu l-ai de acolo, bine, îl mai cizelezi un pic, îl prelucrezi, îl îmbunătățești ca și susținerea frazei, a intonării, a frazării, aia cu diafragma. Îți dozezi aerul și faci un canto și atunci te ajută. Dar foarte mulți nu au. Nu știu, și vezi pe la foarte multe evenimente și eu în sinea mea am zis: Doamne, cine-i mai dă bani și ăsta? Asta e întrebarea mea. Și sunt foarte mulți și sunt dornici de a apărea pe sticlă și, în general, părinții. Părinții îi mână din spate: du-te și fă că să câștigă bani. Păi cât o să stai? Că nu o să ai continuitate, că se cerne, nu? Din urmă sunt și copii buni. Avem și copii talentați. Și aia care sunt talentați sunt cuminți. Sunt cuminți la locul lor și cei care nu sunt obraznici. Să știți că și foarte mulți cântăreți tineri talentați se pierd.
Oare de ce? Din cauza banilor. Dacă el nu are o susținere materială la început să-și facă promovarea, este foarte scumpă și înregistrarea unei piese, unui cântec. No, dacă tu n-ai banul ăla și n-are cine îl susține, e foarte greu. Și își pierd nădejdea, știți? Că zice, dacă n-am reușit, nu-s răbdători. Bădișor de satul meu, la 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 la, hai da sara că zic eu, la 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 la. Bădișor de satul meu, la 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 la, hai da sara că zic eu, la 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 la. Hai da bade târziu, la 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 la, când n-ai cuprins în nor, la 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 la. De-i vini, de nu-i vini, la 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 la, după tine noi muli, la 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 la. De-i vini, de nu-i vini, la 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 la, după tine noi muli, la 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 la. Așa-mi pasă de-un ficior, la 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 la, cu câmpul lui Dumbujor, la 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 la. Așa-mi pasă de-un drăguț, la 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 la, cu-n păduri de-un lemnuț, la 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 la. Așa-mi pasă de-un drăguț, la 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 la, cu-n păduri de-un lemnuț, la 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 la. Că eu nu sunt oricare, la 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 la, să scrieți vorba dumitale, la 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 la. Și eu nu s-a așa, 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 la 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 la, să fiu dusă cu vorba, la 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 la. În familie vă moștenește cineva talentul? Am și nepoți, știi asta, nu? Am 4 nepoți, 3 fete și un băiat. De ce v-aș întreba? Da? Cea mică, Ioana, Maria, iubește foarte mult cântecul popular și mă bucur din suflet că de la 4 anișori a ei e o minune cumva, îi place și Doina să o asculte. Ce pe ăștia alții cam deranjează. Băiatul zice, da, nu îmi place și oprește și asta mică se enervează și nu-i tot una. Dar mă bucur și am învățat-o, ia uitați-vă ficiori. Și nu zicea bine la lau. Și de câte ori cânta, ia uitați-vă, ficiore, la 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 la, la pole cu colțișore, la 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 la, dar degeaba vă uitați, la 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 la, dacă nu le și jucați, măi, la 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 la. Și nu zicea bine la lau. Și atâta, eu nu vreau să o las să învețe greșit. Și repeta de 2-3 ori și mă întreba, am zis bine, bunii? Foarte bine. Când zicea bine, ziceam bine. Când nu, nu. De ce să se învețe greșit? Eu mă uit la dumneavoastră pentru că am avut foarte mulți invitați care aveau puține emoții. Acum emoție e bine să ai pentru că dacă nu, parcă nu trăiești. Cum vă ascundeți emoțiile de nu se văd? Ei, acum oricum nu mai sunt așa mari, dar la începuturile mele, apropo de emoții, am participat, era o preselecție pentru un festival ceva și eram la ansamblul nostru pe
Avram Iancu, acolo la sediul nostru, și cântam asta când mă văz în neamul meu, știi? Și nu aveam formată respirația, nu, încă nu apucasem să-mi fac, să-mi pot să-mi dozez aerul și să știu să... Și îmi zicea cineva din spate, Doamne ferește, dar ce îi tremură crătința? Și de atunci m-am ambiționat și chiar dacă am emoții, iau așa o ținută ca o cătană, eu n-am emoții, că nu le vede nimeni și știu să le stăpânesc. Aveți cumva să ne povestiți o întâmplare haioasă din spectacolele noastre? Îmi aduc aminte, la 17 ani, mergeam cu orchestra de la tineret, de la studenți. M-au trimis de la... Eu lucram la Steaua Roșie, a fost o fabrică de confecții la început. Și domnul Cașcavaș zice, te duci cu formația de studenți. Mă duc cu formația și ne-am dus pe sate. Și pe un sat, pe scenă acolo, nu a mers microfonul, s-a luat curentul, nu știu. Și eu m-am întors la dirijor și am zis, nu mere curentul. N-am avut. E de atunci am început să am ceva emoții, știi? Și ce m-a mai certat după aia, au zis, tu, fată, tu cânți acolo, mere, nu mere curentul, tu n-ai treabă cu el, că trebuie să se ocupe cineva de el. Dar eu, dacă nu mă mai auzeam și așa, mi s-a părut să mă întorc să-i spui, domnul Gheorghica, păi nu mere. A fost așa haios, știi? Și aia nu pot să o uit. Dar m-a certat un pic după aia. Era la începuturi, aveam 17 ani. Mama și tatăl dumneavoastră, ce au spus când v-am văzut prima dată pe scenă? Mama era foarte ocoș așa cu mine, cu chila asta e foarte îndrăzneață, cântă, eu pe ea o moștenesc. Deci cânta și ea. Da, și pentru tata meu eram vedeta străzii, a culiței. Ce ziceau oamenii din sat? Dar mă enervau că mai mereau la câte un păhăruț așa și tata mă striga, Victorio, hai o țărâncoa. No, știam de ce mă cheamă și mă lua de la joacă și de multe ori nu-mi convenea, știi? Când erați copilă, obișnuiați să cântați singură în casă, nu știu, vă puneați o ladă pe o laviță în ca curte, și o scenă? Da. Păi nu, eu am zis că cea mai mare pedeapsă mi-ar fi să spună, nu, de acum nu mai cânți. N-aș putea. Cred că și în gând aș cânta, dar nu cred că m-ar putea opri. Asta e un defect al meu. Ce urâți la oamenii din jurul dumneavoastră? Falsitatea. Știi? Sunt așa care te periază și... Mie îmi place să mi se spună în față, nu să-mi spui, vai ce bine ai cântat, că eu știu cum am cântat și eu știu cum am prezentat pe scenă, deci nu trebuie să-mi spui, vai... Spune-mi adevărul, nu mă supără. Mai bine să vă spun adevărul decât să vă spună da, la spate. Da. Așa mi se pare, cât de dureros ar fi. Da. Când eram la Școala Populară de Artă, eu am prins-o pe doamna Maria Lebologa. Eu îi mulțumesc, eu am învățat foarte multe de la ea. Dar niciodată nu mă lăuda. Păi îmi venea câteodată să o strâng de gât. Că îi spunea și dumneavoastră, știi? Și atâta veneam acasă și repetam. Și meream a doua zi de o uimeam. Se vedea după fața ei că nu-i venea să creadă. Dar niciodată nu îmi spunea. Și-a făcut bine. A făcut foarte bine. Dar mie nu-mi convenea. Îi lăuda pe toți și vedeam că nu cântă chiar bine. Și pe mine nu. Și nu-mi plăcea. Și ce iubiți la oamenii din jurul dumneavoastră? Îmi place așa simplitatea și bunătatea unui om. Că e așa de multă ură și atât de mult năcaz în lumea asta. Ca să fii bun. Zicea, face bine, nu-i rău. Știi? Faci bine și e bine. De ce să faci rău la omul ăla dacă poți? Inconștient se mai întâmplă, dar... Câte albume ați adunat până în prezent? Și cu ce premii vă puteți lăuda? Cu premiile spun eu că n-am prea participat la concursuri, că am fost la un concurs la Corabia și am venit așa dezamăgită și nu m-am mai dus, că n-am mai vrut. Și pentru aia tot ați ajuns? Am ajuns. Da, am zis că rămâne ceva după mine, să rămână ceva bun. Dar eu îi sfătuiesc pe copiii ăștia să meargă la festivaluri, că dacă ești bun, te remarcă. Eu am făcut o prostie cumva, știți? M-am ambiționat și am participat când a fost Cântecul de Cătănie 95. Acolo am luat o mențiune și, dă-i bine, m-a remarcat cineva și nu e nicio problemă. Și am fost cu grupul, aveam un grup la Casa Armatei din Sibiu și am luat locul întâi pe țară și a fost chiar bine.
Și uite cum s-a scurs deja o jumătate de oră. Deja? Deja. Chiar aș mai fi stat de povești cu dumneavoastră, dar nu-i nimica, pentru că o să vă mai invităm cu mare drag. Eu vreau să transmiteți un gând bun telespectatorilor noștri. În primul rând să fie sănătate și să aibă nădejde că mâine va fi mai bine decât azi. Eu sunt Cosmin Toma, ați urmărit emisiunea Poveste cu Cântec de la Alba Carolina TV. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!